Cum stați în această dispută cu RAPPS? Ați fost informat că veți fi dat în judecată. Care este situația acum cu mutatul dumneavoastră din vila de protocol? Este o situație normală, n-aș intra în detalii. Cert este că astfel i-am chemat să facă inventarul, pentru că acolo e un inventar de predat. Da, și e o procedură care durează. Dumneavoastră când intenționați să vă mutați? Nu, se termină atât de repede cât pot. Aveți o estimare? Care este situația cu cealaltă locuință a dumneavoastră? E gata să primească mobilier. Am înțeles. Domnule președinte, cum vedeți faptul că RAPPS insistă atât de tare, fără ca măcar să aștepte... RAPPS a fost cea mai decentă instituție. Ah, bun. Dar mă gândeam... Pur și simplu a lucrat cu legea, n-a lucrat cu somații, n-a lucrat cu... și cu notificări. Deci a fost cea mai decentă instituție dintre toate instituțiile statului. Spre deosebire de altele, asta voiam să vă întreb, domnule președinte, cum vă vedeți în această ipostază? Că a fost președinte, un om care ați reprezentat România și în continuare o faceți din acest statut de fost președinte, să ajungeți în punctul în care anumite instituții să nu vă trateze cu decența RAPPS, de exemplu. Știți ceva? Un stat care își batjocorește președinții n-are decât să fie tratat și de foștii președinți cum îi tratează el. Așa că ce-mi dă statul, aia o să-i dau și eu. N-am obligația să-i dau altceva. Am înțeles. Domnule președinte, vă afectează foarte tare modificarea aceasta, mă rog, mutatul din vila de protocol. Înțeleg că acum aveți un apartament cu 3 camere. La punctul, nu știu, inclusiv geografic, vă determină să folosiți mașina mai mult decât o făceați până acum? Cum e noua locație? Nu e foarte bine. Credeți-mă că nu am niciun regret personal. După locuința statului, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, așa că nu stau în mila statului român. Ați reușit să o mulțumiți pe doamna Maria? Maria e mulțumită oricum, atâta timp cât suntem împreună, e mulțumită. Domnule președinte, nu pot să nu profit de faptul că în sfârșit vorbesc cu dumneavoastră și să vă întreb în momentul de față, cum arată statul? Cum arată autoritățile? Cum vi se par deciziile pe care le iau cei care ne guvernează într-un context foarte, foarte delicat economic? Aceste ajutoare care vin, dar de care nu au parte toți care ar avea nevoie. O scurtă... Doamna, n-aș face comentarii legate de actualitatea politică și actul de guvernare. Dacă ar fi să mă întreb ceva, mă întreb cât de proști putem fi să avem 16 miliarde de euro necheltuiți din exercițiul bugetar 2014-2020, pe care îi pierdem anul viitor dacă nu îi cheltuim și în același timp să împrumutăm bani. Deci cât de incompetenți și proști putem fi? Un răspuns... Da, un răspuns ar fi cam atât, domnule președinte, așa cum arată acum. Sunt 16 miliarde de euro necheltuiți și noi împrumutăm bani ca să dăm pensii. Dar ar fi... Bani pe care îi pierdem. Dar ar fi necesare astfel de majorări de pensii? Sunt acum oportune? E totuși inflația la cer? Oamenii abia se descurcă. Doamne, oricine în momentul de față are nevoie de mai mulți bani și în mod deosebit cei cu venituri mici. Categoric ceva trebuia făcut, dar trebuiau găsite alte surse. Dacă ar fi utilizat cei 16 miliarde de euro pe care i-au la dispoziție din 2014, când țipa conta că sunt prea puțin bani, 42 de miliarde. Deci, ia că am ajuns să intrăm în ultimul an de utilizare a banilor și avem 16 miliarde necheltuiți. Câte locuri de muncă și câte contribuții s-ar fi putut face la bugetul de stat dacă acești bani erau utilizați? Credeți sincer, domnule președinte, că e prostie, incompetență sau e altceva la mijloc? Incompetență și incompetența și o acoperă cu împrumuturi. Împrumuturi pe care o să le plătească nepoții noștri
îi lăsăm datori.